Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 cu serul adaptat pentru variantele Omicron, care funcționează în cadrul DSP Olt din Slatina, nu este căutat mai deloc. Deschis încă din decembrie anul trecut, până în prezent, doar câteva zeci de persoane au venit aici să se vaccineze. De la deschiderea centrului de vaccinare anticovid la sediul secundar al Direcției de Sănătate Publică Olt, până în prezent, 22 de persoane s-au adresat pentru vaccinarea cu noul produs adaptat, iar alte 4 persoane sunt programate pentru vaccinare la o dată ulterioară utilă beneficiarilor. Reamintim populației că beneficiarii sunt persoane cu vârste peste 12 ani, cu schemă completă de vaccinare împotriva bolii cu produsele biologice Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca sau Johnson & Johnson, care se pot adresa direct centrului de vaccinare sau se pot programa telefonic pentru vaccinare la numărul de telefon 0721 269297. Reprezentanții centrului îi așteaptă în continuare pe cei care doresc să se protejeze de acest virus. Oamenii se pot prezenta direct la centru, fie se pot programa telefonic. Singura condiție este să aibă cel puțin 3 luni de la ultima vaccinare anticovid. Programul de lucru în centrul de vaccinare al Direcției de Sănătate Publică Olt este zilnic, adică de luni până joi, în intervalul 8-16. Facem o mențiune că pot beneficia de vaccinare în condițiile expuse mai sus persoanele care au cel puțin 3 luni de la ultima doză de vaccinare anticovid din produsele mai sus menționate. Medicii recomandă vaccinarea împotriva Omicron pentru că, din experiența din timpul pandemiei, cei imunizați au suferit forme ușoare de boală, iar mulți nici măcar nu au necesitat internarea. Vaccinarea poate fi făcută cu unul dintre serurile administrate până acum împotriva COVID-19. Se face o singură doză.